salutul, dragi elevi! Eu mă numesc Laurica Leona și vreau să vă propun pentru lecția de astăzi tema funcția de gradul 1 și funcția constantă. Începem lecția de astăzi cu o investigare. Înălțimea unui bambus este de 2 metri. Timp de o zi, bambusul crește în înălțime cu 0,80 metri. Scrieți formula care determină înălțimea bambusului peste un număr dat de zile. Deci, să ne gândim timp de câte zile bambusul va crește în înălțime cu un anumit număr de metri. Deci, timp de X zile bambusul va crește în înălțime cu, să determinăm formula, prin care vom determina înălțimea bambusului timp de X zile. Aceasta va fi formula 0,8 înmulțit cu X. De ce? Fiindcă în fiecare zi bambusul crește cu 0,80 metri în înălțime. Deci peste X zile, înălțimea bambusului o vom determina după formula. H este egal cu 2 plus 0,80 înmulțit cu X metri. Deci formula determinată de noi pentru determinarea înălțimii bambusului peste un număr dat de zile este următoarea. H este egal cu 2 plus 0,80 înmulțit cu X. La aceeași problemă, întrebarea este următoarea. Să construim un tabel și să înregistrăm în el înălțimea bambusului peste o zi, peste 2 zile, peste 3 zile și peste 4 zile. Construim tabelul. În prima linie vom scrie numărul de zile, așadar începem cu 0 fiindcă deja avem înălțimea bambusului de 2 metri. Înălțimea în metri, deci peste 0 zile, adică la ziua de astăzi, este de 2 metri. Peste o zi, dacă crește cu 0,80 metri și cu cei 2 pe care îi avea, vom obține 2,80 metri. Pentru a determina înălțimea bambusului peste 2 zile, vom folosi formula pe care am găsit-o în exemplul anterior, adică H este egal cu 2 plus 0,80 X. Calculăm valoarea acestei expresii pentru X egal cu 2 și obținem valoarea expresiei 3,6. Deci peste 2 zile înălțimea bambusului va fi de 3,6. În mod analog, calculăm care va fi înălțimea bambusului peste 3 și 4 zile. Vom obține peste 3 zile 4,40 metri, iar peste 4 zile 5,20 metri. Deci, la aceeași problemă, avem încă o întrebare. Să reprezentăm grafic funcția obținută. Deci, în baza formulei, H egal cu 2 plus 0,80 X, să definim o funcție. Deci, obținem funcția H. În baza tabelului de valori, determinăm domeniul de definiție al funcției care constă din elementele 0, 1, 2, 3, 4, cu valori în mulțimea numerelor reale și H de X este egal cu 0,80 X plus 2. Această funcție o reprezentăm grafic în felul următor. Deci, în sistemul de axe ortogonale, depunem punctele cu coordonatele 0, 2, 1, 2 întreg și 80, 2, 3 întreg și 60, 3, 4 întreg și 40 și 4, 5 întreg și 20. Observăm că punctele care reprezintă graficul funcției H sunt coliniare. Deci funcția H ne duce la ideea de a defini funcția H pe mulțimea numerelor reale cu valori în mulțimea numerelor reale.
în baza aceleiași formule. Să vedem ce figură geometrică reprezintă graficul funcției h definită pe mulțimea numerilor reale cu valori în mulțimea numerilor reale după formula 0 întreg și 8x plus 2. Deci, graficul acestei funcții va reprezenta o dreaptă. Pentru a desena o dreaptă într-un sistem de axe ortogonale, e nevoie de două puncte. Deci, vom construi un tabel, vom lua ca valori pentru argumentul x două numere, 0 și 3 în cazul nostru, vom calcula valoarea funcției în punctul 0 și în punctul 3, obținem tabelul de valori, în baza tabelului de valori, depunem punctele cu coordonatele 0, 2 și punctul cu coordonatele 3, 4 întreg și 4 zecimi în sistemul de axe ortogonale, am obținut două puncte care determină o dreaptă și această dreaptă reprezintă graficul funcției h definită pe mulțimea numerelor reale cu valori în mulțimea numerelor reale. Așadar, dreapta din sistemul de axe ortogonale care trece prin aceste două puncte este graficul funcției h. Următoarea întrebare. Dar ce figură geometrică reprezintă graficul funcției g definită pe mulțimea numerilor reale cu valori în mulțimea numerilor reale, unde g de x este egal cu 2. Să construim graficul acestei funcții. Știm deja că toate punctele care au ordonata 2 determină o dreaptă paralelă cu axa OX și trece prin punctul 2 al axei OY. Deci, iată, în felul acesta, am desenat graficul funcției g de x, care este o dreaptă paralelă la axa OX. Așadar, următoarea definiție. Funcția f, definită pe mulțimea numerilor reale cu valori în mulțimea numerilor reale, unde f de x este egal cu ax plus b, a este diferit de 0 și a și b sunt numere reale, se numește funcție de gradul 1. Graficul funcției de gradul 1 este o dreaptă. Iar funcția f, definită pe mulțimea numerelor reale, cu valori în mulțimea numerelor reale, unde f de x este egal cu b, b este un număr real, se numește funcție constantă. Și graficul funcției constante este o dreaptă paralelă cu axa absciselor. În felul acesta am dat definiția funcției de gradul 1 și funcției constante. Continuăm lecția și aplicăm aceste definiții și aceste cunoștințe acumulate până acum la rezolvarea problemelor. Deci, fie funcția f, o funcție definită pe mulțimea numerelor reale cu valori în mulțimea numerelor reale. Și avem mai multe formule de definire a funcției. Întrebarea este să selectăm formulele prin care poate fi definită funcția f, în așa fel încât funcția să fie de gradul 1. Deci, din toate aceste formule, funcții de gradul 1 vor fi următoarele. F de x egal cu minus 3x, f de x egal cu o treime x, f de x egal cu 2x minus 4, f de x egal cu radical din 7x plus 7. Iar funcție constantă va fi funcția f de x egal cu radical din 5. Celelalte două funcții nu sunt nici funcții de gradul 1, nici funcție constantă. Următoarea problemă ne întreabă care dintre punctele A, B și C aparțin graficului funcției f definită pe mulțimea numerilor reale cu valori în mulțimea numerilor reale, unde f de x egal cu cincime x minus 4. Deci, folosind coordonatele punctelor, vom determina dacă aparțin ele graficului sau nu. Amintim
că pentru ca un punct să aparțină graficului funcției, coordonatele lui trebuie să fie egale cu x și f de x. Abscisa egală cu x, ordonata egală cu f de x. Deci, A, punctul A, va aparține graficului funcției f dacă f de minus 10 o să fie egal cu minus 6. Verificăm, calculând f de minus 10, deci în formula o cincime x minus 4, înlocuim x cu minus 10 și obținem valoarea funcției în punctul minus 10 egal cu minus 6, observăm că, într-adevăr, f de minus 10 este egal cu minus 6. Deci, punctul A aparține graficului funcției f. Acum să cercetăm punctul B. Punctul B are coordonatele 20 minus 8. Deci, el aparține graficului funcției dacă f de 20 este egal cu minus 8. Verificăm. Calculăm f de 20 și obținem valoarea acestei funcții egală cu 0, care este diferit de minus 8, deci punctul B nu aparține graficului funcției. Punctul C va aparține graficului dacă și numai dacă f de minus 40 o să fie egal cu 4. Calculăm f de minus 40, obținem valoarea funcției f în punctul minus 40 egală cu minus 12, număr care este diferit de 4, deci punctul C nu aparține graficului funcției. Iată, în felul acesta putem da răspuns care dintre puncte aparțin graficului. Graficului funcției aparține doar punctul A, coordonatele minus 10, minus 6. Continuăm cu următoarea problemă. Deci să construim în același sistem de coordonate graficele funcțiilor de gradul 1. Aceste funcții sunt exprimate printr-un tabel de valori. Așa. Depunem punctul cu coordonatele 0, minus 2 în sistemul de coordonate, precum și punctul cu coordonatele 4, 2. Aceste două puncte determină o dreaptă care este graficul funcției f1 de x. Avem un alt tabel și aici avem iarăși două valori ale lui x. Se calculează valoarea funcției f2 de x după formula x plus 2. Depunem în sistemul de axe ortogonale punctele coordonatele 1, 3 și 2, 4. Aceste două puncte la fel determină o dreaptă care este graficul funcției f2. Așa. Și pentru un alt tabel de valoare a unei funcții f3, iarăși am dat valori lui x, am determinat valoarea funcției în aceste puncte, depunem punctele în sistemul de axe ortogonale și ducem dreapta care reprezintă graficul funcției f3 de x. Analizăm atent aceste grafice ale funcțiilor și concluzionăm. Deci, observăm care sunt formulele prin care este definită funcția f1, f2 și f3 de x. Și observăm că la toate trei funcții, a este egal cu 1. Deci, toate trei funcții sunt funcții de gradul 1, care au forma generală ax plus b. Deci, dacă coeficientul a este egal la toate trei funcții, obținem că graficele acestor funcții sunt drepte paralele. În baza problemelor rezolvate și a materialului teoretic studiat, vom face o scurtă evaluare și anume vom stabili valorile de adevăr sau fals a unor propoziții matematice referitoare la lecția noastră. Deci funcția de gradul 1 are forma f. Funcția de gradul 1 are forma. Funcția f este definită pe mulțimea numerelor reale cu valori în mulțimea numerelor reale, unde f de x este egal cu ax plus b,
A diferit de 0 și A și B fiind numere reale. Deci este o propoziție adevărată care exprimă și definiția funcției de gradul 1. Graficul funcției de gradul 1 reprezintă o linie dreaptă. Eu zic că este o propoziție adevărată. Funcția constantă are formă. Funcția f definită pe mulțimea numerelor reale cu valori în mulțimea numerelor reale, unde f de x egal cu ax plus b. Și este o propoziție falsă, deoarece funcția f de x egal cu ax plus b este funcție de gradul 1. Pentru orice funcție de gradul 1, funcția f este definită pe mulțimea numerelor reale cu valori în mulțimea numerelor reale, unde f de x egal cu ax plus b. A diferit de 0, a și b fiind numere reale. Dacă x egal cu 0, atunci f de x este egal cu b. Este o propoziție adevărată. Și într-adevăr, pentru valoarea lui x egală cu 0, valoarea funcției este egală cu b. Și ultima propoziție. Orice punct cu coordonatele 0b aparține graficului funcției f definită pe mulțimea numerelor reale cu valori mulțimea numerelor reale, unde f de x egal cu ax plus b, a fiind număr diferit de 0 și a și b numere reale. Deci, la fel, este o propoziție adevărată. Atât pentru astăzi, dragii mei, vă zic la revedere și vă mulțumesc pentru atenție.